Dacă vrei să schimbi ceva, fă parte din echipa noastră. Contribuie la realizarea unui material care poate transforma societatea în care trăiești. Contactează-ne la numărul de telefon 0697442 85. Pentru familia Krivitsky, data de 2 mai 2018 părea să fie ca oricare alta. Nimic nu prevestea ce avea să se întâmple în acea zi, care va schimba radical cursul vieții tuturor membrilor familiei. Un accident rutier le-au spulberat toate visurile, iar locul a fost luat de durere, incertitudine și multe lacrimi. Trei minori de un an își așteaptă tatăl acasă și își doresc să-și ducă traiul ca odinioară. Дома, по хозяйству. И грив фора тата. Акаса, ла школа, пе мама требуе са о ажут. Тата им деда сфатури ин друмари. Ю ну штиам нимик, мие ну миа зис нимен. Я не знал за это все. Мне не рассказывали. La data de 2 mai 2018, aproximativ la ora 17, cetățeanul Ruslan Krivitsky, aflându-se la volanul unui automobil pe strada Uzinilor 6, a comis un accident rutier. Aflându-se pe drumul secundar, făcea manevra de virare la stânga într-o intersecție de tip T. S-a asigurat că nu are obstacole, iar vehiculele care circulau pe drumul principal erau suficient de departe pentru a reuși manevra. Totodată, anume pe acest drum principal, circula cu viteză excesiv un motociclist, fără a deține permis. Întâmplarea face ca acesta, având obstacole în față pe ambele benzi, decide să facă manevra de depășire pe contrasens pentru a ocoli cele două vehicule. Finisarea manevrei de depășire s-a consumat exact în intersecția unde persoana menționată inițial finisa la rândul său manevra de virare la stânga. Per final, are loc coliziunea dintre automobil ce vira spre stânga și motocicleta ce finisase depășirea. Noi, când am ieșit din automobil, am văzut că era lovit puternic. El a fost aruncat aproximativ la 10 metri de la locul accidentului. El avea viteză mare, motociclistul nu intenționa să se oprească. În urma accidentului rutier, unitățile de transport au fost defectate tehnic, iar conducătorul motocicletei i-au fost cauzate diferite leziuni corporale, fiind transportat la Institutul de Medicină Urgentă, unde a și decedat. Se arată în ordonanța privind începerea urmăririi penale din data de 7 mai 2018. Ruslan a scris o declarație. Am fost ținuți aproximativ 3 ore. El a fost interogat, iar eu nu. Mi-au spus atunci că mă vor suna, dar așa și nu m-au mai chemat. Anchetatorul a spus că totul este în regulă, voi nu sunteți vinovați. Datele anchetei arată că era pe contrasens. I s-a propus clientul meu să nu intre în detalii, practic să renunțe la dreptul său de apărare și să recunoască vinovăția, fiindcă pentru asemenea cazuri, precum este a lui, cea mai bună strategie de apărare și cea mai simplă ar fi recunoașterea vinovăției, ori instanțele de judecată ca practic au că la căința sinceră, respectiv despăgubirea părții vătămate, deci se operează o pedeapsă cu suspendare. Deci acesta a urmat recomandarea care a fost furnizată și în prima ședință de judecată a mers în procedură simplificată prin care a recunoscut probele acuzării, respectiv și vinovăția, instanța de judecată rămând doar să decidă vis-a-vis de aplicarea pedepsei care urmează să o execute el. Deci, sigur, așteptându-se la o pedeapsă cu suspendarea executării. Per final, instanța de judecată a decis totuși să-i aplice o pedeapsă cu executare de 3 ani de zile și mai mult decât atât, deci fără ca cel puțin să-i dea posibilitatea ca sentința să intre în vigoare, deci a decis reținerea lui în sala de judecată. Privitor la măsura preventivă, iarăși o situație prea aspră, o considerăm noi, persoana a fost condamnată cu executare reală 3 ani și s-a dispus măsura preventivă
să fie în vigoare până la pronunțarea sentinței definitive, altfel spus, până va exista o decizie a curții de apel. E prea aspră o asemenea sancțiune pentru o persoană care a comis o infracțiune în domeniul respectiv. Ruslan era emoționat, nu a vrut să semneze. Când a ajuns acasă, era debusolat. Am găsit un alt avocat care să ne reprezinte și acesta ne-a asigurat că totul va fi bine. O să executăm o sentință suspendată. Nu avem nevoie de martori, căci așa va fi mai simplu și mai ușor pentru toată lumea. Și atunci totul s-a schimbat radical. Lucrurile au luat o altă întorsătură. Повернулся по-другому. Conform legislației în vigoare, este absolut obligatoriu ca locul producerii accidentului rutier să fie izolat. În această zonă este strict interzis accesul martorilor, a presei sau altor persoane terțe. Măsura este necesară pentru a asigura buna desfășurare a lucrului echipamentelor de intervenție, polițiști, medici și salvatori, dar și ca urmele accidentului să nu fie deteriorate, lucru important pentru ancheta faptei. Când am просмотрел всё это дело, там вообще искажённые факты. Când am studiat datele din dosar, am constatat o denaturare totală a faptelor. În primul rând, nu s-a reflectat nimic în legătură cu victima. Nu este specificat că aceasta conducea o motocicletă neînregistrată și fără permis de conducere. Nu există nicio expertiză pentru a stabili cu ce viteză se deplasa. Vă puteți imagina ce viteză avea dacă în rezultatul impactului cu automobilul acesta a fost aruncat de la 10-12 metri. Nu a încercat să încetinească, nu există urme de frânare. Reprezentanții poliției rutiere care au sosit la fața locului au spus că au încercat să-l oprească, dar acesta a traversat la culoarea roșie a semaforului. Nu s-a oprit. Prin ședința judecătoriei Chișinău, sediu centru, din 22 martie 2019, Ruslan Krivitsky a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 264 alinia 3, litera B, cod penal și s-a stabilit pentru fapta săvârșită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsii în penitenciar de tip deschis cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 2 ani. Aplicarea în privința inculpatului Krivitsky Ruslan a măsurii preventive sub forma de arestare preventivă, care se va menține până la rămânerea definitivă a sentinței. Astfel, avocatul inculpatului, Alexandru Bot, a solicitat revocarea măsurii de arest aplicată în privința lui Krivitsky Ruslan, în condițiile în care dispunerea acestei măsuri fără termen până la rămânerea definitivă a sentinței contravine prevederilor imperative ale Codului de Procedură Penală, precum și articolului 21 din Constituția Republicii Moldova, care garantează prezumția de nevinovăție. Conform legislației noastre, dar și a unei hotărâri a Curții Constituționale din 2016, oricare măsură de arest trebuie executată sub un anumit, sub rigorile unei proceduri. Deci arestul nu poate fi aplicat decât pentru o perioadă de 30 de zile, urmând ca la fiecare perioadă de 30 de zile, deci să se decidă necesitatea păstrării acestei măsuri preventive și perioadele succesive, per total, nu pot depăși anul. Deci, cu alte cuvinte, persoana, dacă nu este condamnată definitiv, deci maxim un an de zile poate fi ținută în stare de arest. Însă, pe această categorie de infracțiuni avem și problema că ispășirea pedepsei se poate realiza doar în penitenciar de tip deschis. Ori clientul meu a fost plasat imediat în arest în penitenciar de tip închis, și anume penitenciarul numărul 13, unde se află și până în prezent. Desigur că în cererea de apel am solicitat eliberarea lui imediată, deoarece la momentul când instanța de judecată a primit instanța de apel, deci a primit dosarul pentru a decide soarta clientului meu, acesta deja se afla circa de 180 de zile în stare de arest, fără ca nimeni, nicio persoană, nici procuror, nici instanța de judecată care a dispus aplicarea arestului nu s-a interesat despre necesitatea păstrării în continuare a acestui arest. Privitor la sentința care a fost pronunțată, menționez că codul de procedură penală permite ca sancțiunile, ca infracțiunile a căror pedeapsă este până la 7 ani, săvârșite cu imprudență, în asemenea situație, judecătorul să dispună suspendarea condiționată a executării pedepsei, adică liberarea, într-un fel, a persoanei și acordarea unui termen de probă. La caz, vedem că infracțiunea pentru care a fost condamnată persoana
se încadrează perfect în aceste rigori, adică prevede o pedeapsă de la 3 până la 7 ani. Prin urmare, judecătorul ar fi putut ca să aplice persoanei un termen de probă. Suspendare condiționată cu acordarea unui termen de probă. 2, 3, 4, 5 ani după caz. Și în felul acesta să evite executarea reală a pedepsei. Mai mult decât atât, din materialele dosarului, vedem că au existat circumstanțe atenuante. Și anume, persoana nu avea antecedente penale și a recunoscut vinovăția integral, a mers pe procedura simplificată, cu alte cuvinte, a recunoscut toate probele care au fost aduse de către acuzare și acumulate la etapa de urmărire penală. Prin urmare, asta este o circumstanță care permite judecătorului ca să aplice acest termen de probă, adică să ofere o încredere și să considere că pe această cale va avea impact sancțiunea care va aplica. Mai mult decât atât, persoana are 3 copii la întreținere, etc. Toate acestea luate împreună ne fac să concluzionăm că judecătorul era în drept ca să aplice o altă pedeapsă persoanei, o pedeapsă neprivativă de libertate, cu termen de probă, dar nu a făcut-o. Насчет аварии. Узнал я об этом, конечно же, от... Am aflat despre accident de la tatăl său, Vyacheslav. În tinerețe am lucrat în închisoare. Cunosc pentru ce poate fi privat de libertate un om. Părerea mea este că Ruslan practic nu poartă nicio vină pentru că motociclistul avea o viteză mare și s-a tamponat în mașina lui Ruslan. Dacă Ruslan l-ar fi lovit, aceasta ar fi o altă discuție, dar dacă el s-a tamponat, probabil fugea de poliție. Din acest motiv, cred că Ruslan practic nu este de vină. Ruslan, eu cred că совсем или практически не виноват. Мы не знаем, проводилась экспертиза ему, этому мотоциклисту. Nu cunoaștem dacă datele expertizei acestui motociclist au fost falsificate. Era conștient sau sub influența drogurilor. În dosar acest lucru nu este specificat. Erau mulțumiți că fiul nostru a semnat declarația de recunoaștere a vinovăției. În ședința instanței de apel, avocatul inculpatului Krivitsky Ruslan, Alexandru Bot, a solicitat sesizarea Curții Constituționale în privința verificării controlului constituționalității articolului 395 alineat 1, punctul 5, cod de procedură penală sub aspectul corespunderii prevederilor articolului 21, articolul 25 alineat 2 și 4 și articolul 120 din Constituția Republicii Moldova. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 24 septembrie 2019, cererea a fost respinsă sub rezerva că deținerea sub arest a lui Krivitsky Ruslan, după pronunțarea sentinței de condamnare a lui la închisoare cu executare în penitenciar, adică după 22 martie 2019, constituie nu măsură preventivă, arestarea preventivă în sensul articolului 185 cod procedură penală și articolul 5 aliniat 1 litera C CEDO și executarea pedepsei închisorii dispuse de un tribunal competent în sensul articolului 5 aliniat 1 litera A CEDO. Avem o situație chiar paradoxală în care persoana, chiar dacă se omite în faptul că nu există dubii vis-a-vis de vinovăția sa, el își ispășește pedeapsa într-o instituție care nu este caracteristică infracțiunii pe care se pretinde că ar fi săvârșit. Mai mult decât atât, poate subiectul respectiv deschide și o altă cutie a Pandorii. Mă refer la articolul 364 cu indiciul 1 din cod procedură penală. Pentru specialiști, deci acest număr este cunoscut, pentru cei neinformați pot să zic următoare, că de curând, în codul de procedură penală a apărut o procedură sub forma recunoașterii probelor acuzării. Ori această recunoaștere îți dă înlesnirea de a-ți reduce pedeapsa conform codului de procedură penală cu o treime din ceea ce este prevăzut de către cod sau cu o treime din ceea ce instanța ar fi decis în cazul tău, deci este o obligație pentru instanța de judecată și totodată cumva îți dă în anumite înlesniri în executarea pedepsei. Sinuje
Fiul meu șofează de 24 de ani și nu a avut încălcări. El are permis internațional de conducere. Toate categoriile le posedă. Nu am avut niciun ajutor. Mulțumim lui Igor Dodon, aceasta a fost ultima noastră speranță. Помогите. Это последняя надежда. La 2 martie 2020, având în vedere sesizarea înregistrată pe 23 decembrie 2019, examinând admisibilitatea sesizării menționate, având în vedere actele și lucrările dosarului în urma deliberării în Camera de Consiliu, Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 395 alineat 1.5 din Codul de Procedură Penală, iar prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supus să niciunii căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ne-am adresat și avocatului poporului, ombudsmanului, care i-am solicitat inclusiv implicare pentru soluționarea acestui caz, cel puțin pentru o investigare, pentru a constata că domnul Krivitsky îi sunt încălcate drepturile nemijlocite de deținut. Cu regret însă, ombudsmanul ne-a restituit absolut toate actele care au fost depuse în susținerea poziției noastre, spunând că atât timp cât acesta beneficiază de o asistență calificată din partea unui avocat, iar însă cazul este diferit justiției în ordine de apel, deci unica instanță competentă posibil de a interveni poate este Consiliul Suprem Magistraturii. Deci, cel puțin, noi așteptam din partea ombudsmanului implicare vis-a-vis de condițiile de detenție, fiindcă, reiterez, acesta se află în moment în penitenciar închis și nici de cum într-un penitenciar de tip deschis, așa cum prevede Codul Penal. În municipiul Chișinău și, în general, zona centru, nu prea sunt alternative. Altfel spus, penitenciarul 13 are rol și de izolator de detenție și de multe, multe alte lucruri în același timp, deoarece nu există un alt penitenciar care să poată include toate aceste aspecte. Da, este o încălcare cu regret, dar e situația pe care o avem. Problema rezultă din interpretarea eronată de către instanțele de judecată a prevederilor articolului 395 alineat 1.5 din Codul de Procedură Penală, care lasă într-un fel să se înțeleagă că în cazul sentinței se poate decide și aplicarea arestului fără termen. Deși același cod de procedură penală scrie suficient de clar că orice măsură de arest, reiterez, poate fi aplicată doar pe o perioadă de 30 de zile. Solicitat de postul nostru de televiziune, Petru Ursu, avocatul acuzării, a refuzat să comenteze modul în care este anchetat acest caz. Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnul Ursu Vlad Madan de la Accent TV. Noi vrem părerea dumneavoastră în legătură la deținerea domnului Krivitsky în penitenciarul 13, în timp ce spune că e vorba de... Eu nu dau interviu, e cer scuz. În timp ce organele de drept interpretează fiecare în felul său buchea legii, Vladislav, Stanislav și Elena nu își pot explica de ce tatăl lor nu vine acasă. Ceai? Scălăcea? Fica mai mică, la 17 martie, va împlini 8 ani. Fata își dorește cel mai mult ca tata să fie alături de ea la masa de sărbătoare, iar coșmarul prin care trece întreaga familie să se sfârșească cât mai repede. Dacă vrei să schimbi ceva, fă parte din echipa noastră. Contribuie la realizarea unui material care poate transforma societatea în care trăiești. Contactează-ne la numărul de telefon 0697442852.